Organizatorii simpozionului 1989 Adevăr și manipulare au încercat să ridice cortina trasă peste evenimentele de acum două decenii și jumătate din România, care au avut urmări de necontestat pentru viitorul actual al țării. De altfel, evenimentele din decembrie 1989 au cu siguranță un alt înțeles pentru cei care au participat la simpozionul organizat în incinta Universității Constantin Brâncuș de către Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației. 26 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Cu această ocazie, după cum ați observat, am fost invitații mari personalități, pornind de la domnul general Dan Voinea, revoluționarul Marius Mioc, publicistul și scriitorul Grigore Cartianul, ziaristul și scriitorul Laurențiu Ciocăzan, precum și personalități și revoluționari pe plan local. Destinat unor investigații cu caracter științific, evenimentul la care au participat universitari, cadre în rezervă ale Serviciului Român de Informații, Poliție, Jandarmerie și Forțele Armatei, dar și reprezentanți ai autorităților locale și județene, a fost deschis de către Adrian Gorun, președintele Senatului UCB. Slovacia, Ungaria, Germania, Bulgaria au abandonat socialismul. URSS trecuse la perestroica. Iugoslavia continua calea aleasă pregătită. Situația geopolitică a României se schimbase în ultimele luni radical. Falimentul socialismului, ca regim politic în statele europene, făcând imposibilă menținerea lui doar în România. Simpozionul 1989, Adevăr și manipulare, a fost una dintre cele mai reușite manifestări realizate la nivelul județului Gorj.